În cinstea episcopului martir Anton Durcovici a fost deschis un memorial la Catedrala Romano-Catolică din Iași. Spațiul este unul plin de simboluri spirituale și obiecte care ne stau mărturie că episcopul de Iași, Anton Durcovici, este un exemplu viu de credință. Fie că sunt obiecte personale, obiecte primite de la alte persoane care l-au cunoscut pe episcopul Durcovici, foarte multe fotografii, picturi, dar și simboluri, vor să alcătuiască tocmai un ambient în care cel care intră să cunoască, dar eu aș spune și mai mult, să fie mișcat, mirat, uimit de figura episcopului Durcovici. Mai întâi de toate este crucea de canonic pe care a primit-o și pe care o purta după anul 1923, apoi este aghiazmatarul care a fost recuperat după aflarea morții sale, adică vasul în care el avea apă sfințită și în fiecare seară își făcea cruce cu apă sfințită din acel vas. Avem în copie testamentul său, dar avem foarte multe caiete de notițe ale elevului și apoi studentului și profesorului Anton Durcovici. Memorialul reface ultimele zile din viața episcopului prin prezența unei celule asemănătoare cu cea de la Sighet și documente care arată persecuția la care a fost supus. Din locul de unde se presupune că i-a fost îngropat trupul, a fost adus pământ și amenajat într-o raclă în formă de cruce. Pământ care cu siguranță este martor al prezenței episcopului Durcovici, unde are osemintele. După părerea multora, el ar fi înmormântat în cimitirul Rutean din Sighetul Marmasiei. Și spuneam că am adus special pământ de la Sighet și l-am așezat în această cruce, unde este luminat de altă cruce de sus, care plutește, parcă, luminoasă, o cruce care luminează dinspre cer, pentru că acest pământ de la Sighet are ceva în plus, adăpostește sângele și osemintele martirilor. Sâmbătă 17 mai are loc la Iași ceremonia de beatificare a episcopului martir Anton Durcovici. După recunoașterea oficială ca fericit, orice fotografie cu episcopul devine icoană pentru creștini. Memorialul poate fi vizitat gratuit după un program stabilit.